Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Suntem în centrul Sucevei. Acolo e Spitalul Județean Suceava. Asta e cea mai aglomerată arteră de circulație. E bulevardul central al Sucevei. Undeva la vale, acolo, cine din Suceava știe, e arenul, e primăria. Vis-a-vis e primăria. Pe partea asta e primăria. Astăzi, dragilor, vreau să vă supun atenție o povestioare scurtă, nu vă rețin foarte mult, vă rog să nu vă enervați, aștept doar comentariile domnilor voastre. Share și like-ul obligatoriu, vă rog frumos, sper că ați făcut deja, iar subscribe-ul pe canalul de YouTube ar fi extraordinar. Aici este centrul de transfuzii Suceava, iarăși una dintre instituțiile extrem de importante, mai ales atunci când ai un necaz. Dacă nu ai sânge, în cadrul unei operații sau intervenții așa mai chirurgicale, mai serioase, credeți-mă, n-ai nicio șansă. Poți să ai medicii de pe lume. Dacă nu ai sânge pentru transfuzii, n-ai nicio șansă. Aici la centrul de transfuzii se vine cu mașina. Și este și o parcare foarte mică. Se intră din bulevardul principal. Este o parcare foarte mică, două locuri. Și este un semn mare, cu excepția ambulanței. Mi se pare frez, mi se pare corect. Acum vreau să vă supun atenție dumneavoastră o povestioară. Haideți să-i dăm drumul, iar la final, vă rog frumos, chiar insist foarte tare, cu excepția ambulanței, insist foarte tare să vă spuneți părerea. Chiar mă interesează. Haideți să vedeți despre ce e vorba. Dragii mei, în curtea Spitalului Județean Suceava, care este acolo, și în curtea Spitalului Vei din Suceava, sunt foarte multe locuri de parcare. Numai că sunt pe bani. Pentru că sunt pe bani și pentru că la Suceava e mai mult pe fudulie, în paranteză sărăcie, da, e mai mult pe fudulie, sărăcie, băieții care vin în oraș nu prea vor să parcheze pe bani, știți? Toate parcările care le vedeți dumneavoastră, uitați-o și acolo, da, aia nu e pe bani. Sunt puține parcări la strada principală care nu sunt pe bani. Când găsești un loc de parcare, te consideri fericit că nu mai trebuie să plătești. Dar ești bucuros că ți-ai luat mașină, eventual ți-ai luat și două sau trei mașini, că trebuie să aibă și soția, și copilul, și nepotul din casă, toți, și pisica trebuie să aibă o mașină. Mi-a scris în această dimineață cineva, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp și le mulțumesc și vă încurajez pe domniile voastre să o faceți. Scrieți-ne pe WhatsApp, trimiteți-ne poze. Ne-a scris dimineață: domnule, eu te felicit pe noul primar al Sucevei, domnul Vasile Rîmbu, că a început să ridice tigăile, mașini abandonate din oraș. Haideți să vă arăt astăzi o poveste și domnilor voastre să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu. V-am zis, asta este centrul de transfuzii Suceava, iar omul care mi-a trimis mesajul a zis că această mașinuță a fost abandonată, parcată aici de marți. Ieri după amiază, și acum devine interesantă povestea, ați vedeți ce frumos a făcut omul, ieri după amiază, da? Azi suntem pe 31. Pe 30 a 10-a, da? Domnul agent constatator Sofrone vine și explică faptul că semnătura aici, frumos, vedeți, am mai dat o brumă și din cauza s-a mai dus. I-a lichit omul ăsta pe geam o avertizare în care spune: vă somăm ca în termen, uitați ce zice aici, vă somăm ca în termen de 10 zile de la data afișării prezente să ridicați de pe domeniul public vehiculul marca VW de culoare negru cu numărul de înmatriculare liniuț. Eu acum nu pun mâna pe mașina omului, pun mâna pe afiș, da? Agent, doamne, trecem peste aspectul ăsta absolut nul al acestei somații, da? Deci această somație este nulă, pentru că este un vehicul VW de culoare negru. Știți câte vehicule VW de culoare negre sunt în Suceava în momentul de față? Vreo 10.000. Bă, atât au știut ei. Bă, n-am nimic acum, dar domnul agent constatator, bănesc că las câteva mii bune pe lună. Bă, nu pui așa ceva, VW de culoare negru. Pe ăsta poți să-mi puși pe mașina primară, pe mașina domnului Rîmbu, că tot aia e. Bă, nici nu a spus că e Golf, e VW, e Volkswagen, nici că e pe motorină, nimic. Adică, vă dați seama, vine proprietarul, mai pe la așa, când vrea mușchii lui, și o să vă spun de ce, când vrea mușchii lui, să uită la chestia asta în termen de 10 zile, da? Deci pe 8 vine și zice: știți ceva? Hați, și-o dă jos, o scuipă și pleacă de aici. De ce pleacă de aici fără să pățească nimic? Din cauza asta, dragilor, și aici nu știu dacă e ilegal sau legal. Ia uitați ce frumos. A venit omul, a parcat-o de marți, cel puțin așa spun sursele noastre, i-a luat numele de matriculare, Se vede? Se vede, da? Frumos, elegant. A luat numele de matriculare și de pe față și de pe spate. A parcat-o elegant. Vedeți, da? Deci nou, omul nou. Am pus-o frumos aici, sub panoul că e interzisă parcarea, că ești niște ambulanții. Vi se pare că e ambulanța asta sau nu vi se pare? Ha? Frumos este. Și-a plecat. Băieții la Poliția Locală, domnul Rîmbu, băieții de la Suceava Facem Bine, domnul de la Suceava Fer, explicațiile colegilor noastre, domnul Bacuș, domnul consilier local. Ba, asta nu se face, mă. Chestia asta nu se face. VV negru cu număr de... Ce faceți, mă, băieți? Care e VV negru? Hai să vă mai arăt câteva VV-uri negre? Am o gărmat. Bă, nici măcar n-ai zis că e gol. Știți câte VV-uri sunt în România asta? Câte formule, câte tipuri de VV? Ia uite, uite unul VV negru. Domnul Sofrone. O, da. Ăla e VV negru. Îl vezi? Ăla e VV negru. Bună ziua, Doamne ajută. Da. Asta se cheamă muncă de ampleazna făcută degeaba și murdărit geamul omului. Mașina asta trebuia efectiv să treacă puțin salvarea și după aia continuăm. Bă, el aude salvarea și petrecea de pieton, mame, omă. Uite, așa, tati. Și încă mai stă petrecerea de pieton să vadă dacă e treaba bună. Da, oamenii sunt oameni, aici. Nu ne facem bine prea repede, dar asta altă discuție. Da, dragilor, revenim. Povestea asta cu VV-ul negru este de râsul curcilor și mi se pare absolut penibil să-ți mai pui și semnătura și să o dai ca să înțeleagă și să nu fie indescifrabilă poveste. VV negru. Să rămână. Ia dumneavoastră? Nu e a dumneavoastră? De ce? Nu e, Doamne. Râdea doamna cu graful în ore când m-a văzut pe aici. Da, haideți să concluzionăm și noi ca să fie treaba serioasă. VV negru. VV negru. În caz să intra agent constatator îmbrăcat în albastru. Da? Și cu niște poleți pe umăr. Cu excepția ambulanței, da? O vedeți acolo cât e de mândră. Avem de toate la Suceava. Agenți constatatori care nu știu ce să scrie. Bă, și doar i-a lăsat loc acolo, i-a spus. Bă, spune cu numărul de matriculare. N-are număr de matriculare, n-are, tate. Uite la cișilea. Uite-l că n-are. Îl vezi? N-are. Cu excepția ambulanței. Dar n-are număr de matriculare. Ce să-i faci? E VV negru. E golf. Un golf negru. Dragii mei, domnii de la Primăria Suceava, domnii de la Poliția Locală, absolut încântător faptul că domniile voastre de ceva vreme ați început să ridicați tigăile de pe spațiile publice, tigăile abandonate pe spații publice. Asta nu e abandonat. Asta nu e abandonat. Asta se cheamă că vă scuipă în față pe voi. Da, exact, s-a scuipat. I-am să zic apușat, dar nu. Dar cam așa e. A venit, a pus ea la numele de matriculare și a plecat. Știți că n-are ce cot. Acum a ajuns, de ce l-a ajuns? O, poate e o probă într-un dosar. A trebuit poliția să intervină, poliția e serioasă. Băieții la Poliția Locală văd că se ocupă de tâmpini. VV negru. No, cine-i juristul de la Poliția Locală care face? Doamne, n-are număr de matriculare. Eu ridicam omului în 2 secunde și o duceam și o depozitam. Sunam și pe băi, au furat unui om numele de matriculare. Identificați mai... Stați să văd dacă are ceva putâns acolo. Un număr de... Oh, că e VV negru de la VV vechi. Parbrizul e spart. De ce trebuie? Ea n-are cum să circule, știți? Nu, de unde are? Frunze am voie spun mâna, am voie spun mâna pe frunze. Să dau alte frunze deoparte. Că parcă îl văd pe proprietar că e nervos. Păi și nu și-a pus înăuntru nimic, vedeți? N-a lăsat niciun semn distinctiv. N-ai cum să știi. Bă, nu e. Mașina e black. Black, blank. Blank, black. Domnule la Poliția Locală, faceți-vă treaba până la capăt, pentru că ăsta este un precedent foarte interesant și foarte periculos din punctul meu de vedere. Vino, parchez în fața Poliției Locale, scot numele de matriculare și voi mă lăsați 10 zile, fără să mă amendați, fără să plătesc parcare. Eu vin după 8 zile, o iau de acolo, pun plăcuțele, da? După 9 zile o iau și plec. Și mi-ați și păzit-o, nu-i așa? I-a spus în geam, se treacă lumea. Cine e câștigat? Eu. Cine-s proștii? Sucevenii care plătesc impozite și taxe. Posibil ca cel de aici să fie aibă treabă prin spital. Dumnezeu să-i dea sănătate. Nu cred chestia asta, pentru că cine face așa o mizerie nu are un necaz. Când ai un necaz, te gândești de 2 ori înainte să furi primăria și să furi locul ăsta. E un furt. Furt de loc de parcare care nu este al tău. Da. Dragilor, dacii de la Suceava, la centru de transfuzii, dacă aveți nevoie de sânge, și nu poate să ajungă salvarea la voi, să știți că e din cauza lui VW Negru, pe care poliția nu l-a putut identifica, așteaptă 10 zile. Măi, au pus aici, au spus, aștept. Vă somăm în termen de 10 de la data afișării prezentei să ridicați de pe domeniul public vehicul marca. Aha. Tremură de plăcere băiatul ăla când vine și de aia jos. O să aibă un pic de chin, o trebuie să dea un pic de limonadă ca să șteargă mizeria aia de hârtie. Poliția Suceava, poliția locală. Uite-i, îl luați pe ăsta? Acum? Nu le-a pus. Le-a pus? Nu le-a pus. Hai să vedem dacă le-a pus. Așteptăm. Așteptăm provincia. Oricum, 10 zile. I-a dat 10. N-are cum să le-a pus, dar trebuie să-i dea 10 zile. O mă face să bă, mi-ați lăsat 10 zile să o iau, am timp. Nu! Acum! Acum mă ridici. Poate sunt și eu nervos în dimineața asta, să dea Dumnezeu să greșesc. Da, ne-am cam săturat de nesimțirea din Suceava. Susțineți-mă, dragi, comentarii vă rog, vă aparțin. Nu știu ce să mai zic.